Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit, oameni buni, la un nou video. Astăzi o să ne distrăm puțin cu niște Call of Duty Cold War. Nu să zic Black Ops Cold War pentru că durează foarte mult să zici toată prologia de nume, dar totuși suntem în Cold War, suntem în beta data asta, nu mai suntem în alfa. Și, mai important, suntem pe PC. Deja data asta o să ne bucurăm la că de joc la ceva multe frame-uri, nu doar 60. Și sincer, eu am rămas, cum a spus și trecut, am rămas destul de impresionat de felul cum rulează Call of Duty pe console. Și am zis, bă, acum hai să vedem cum rulează și pe PC, ținând cont că s-au tot lăudat că l-au făcut să fie destul de fain. Și ce drept, au și niște setări destul de faine, în special dacă sunteți deținători de RTX. Dar mai bun, jocul ăsta beneficiază de o tehnologie nouă de la RTX, care a fost anunțată odată cu seria nouă de plăci video. Și anume, dacă o să mergeți jos, undeva pe aici așa, o să găsiți o chestie numită post-processing. Și da, ok, aici este o treabă, probabil pe aici găsiți și ray tracing, toate alea nebunii de genul ăsta, nu știu ce. Am tot jocul, literalmente, cred că tot jocul ți se putea da la maxim, afară de anumite lucruri, le-a mai pasat puțin pe mediu sau high. Dar în rest totul e pe ultra, dar eu n-am RTX, așa că, na. A, e? Avem aici o chestie interesantă numită Nvidia Reflex, ce cumva încearcă să reducă pe cât de mult posibil acel delay între procesor și placă video, încât să se mai simți uneori că ai un micuț delay între acțiuni și toate aceea, ceea ce e destul de nașpa. Adică vedeți aici, vezi niște MS-uri destul de dubioase. Cred că dacă le dăm gen pe Disabled, MS-ul ăsta o să crească în timpul meciurilor. Dacă îl ținem pe Boosted, deși nu știu dacă chiar funcționează tehnologia asta pe un GTX, eu am un GTX 1080 pe PC-ul de gaming, știți foarte bine. Dacă nu știți exact ce specificații am, vi le zic acum, dar în descriere să știți că este PC-ul de pe care înregistrez și pe care mai mă joc așa ocazional și de pe care fac stream. Pe PC-ul de gaming avem un i7-7700K, un GTX 1080, 16 GB de RAM și cam atât, cred că contează. Astea trei chestiile sunt cele mai importante. Cred că dacă aveam un RTX cumva se simțea mai tare efectul ăsta, dar să știți că jocul rulează impecabil, sincer, am rămas foarte surprins de felul cum rulează jocul. Mi-a plăcut foarte, foarte tare, am jucat un match așa înainte să văd ce și cum și care, și pot să zic că este destul de smooth, arată bine, muzica din meniu este destul de fire, așa cum zic tinerii din ziua de astăzi, și îmi place că a copiat cumva setările mele de pe Modern Warfare, ceea ce este destul de fain. Iar acum dacă vrei să intri în Warzone, din jocul ăsta pur și simplu doar te duci în meniu principal, dai Warzone și te deschide direct Warzone, ceea ce este destul de mișto. Iar pentru cei care probabil suferiți de spațiu și nu aveți un hard foarte, foarte mare, sau un SSD foarte, foarte mare și vă gândiți acum, oh, fii atent că o să trebuie să ocup și cu asta o grămadă și Warzone și toate alea, că, na, știți memele, urlele cu mimurile cu, uite că Warzone iar ocupă 100 de giga sau ceea ce ăsta. Ei bine, vreau să vă anunț că de acum Warzone-ul sau Call of Duty Modern Warfare poate fi deinstalat pe bucăți, valabil și pentru acest Call of Duty, gen, terminați campania și puteți să-i dați uninstall, ceea ce este destul de tare, te păstrezi doar cu multiplayer-ul sau cu ce te interesează pe tine și gata, te distrezi fără nicio problemă, mai liber și spațiu și te bucuri de joc așa cum îți dorești tu. Noi acum o să ne jucăm pe o hartă numită Miami și sincer eu nu prea știu exact ce vreau să dă, cred că o să băgăm Tank Hunter. Îmi place LMG-ul ăla, nu știu cum am jucat pe console, sunt curios dacă o să se simtă la fel ca aici, ca pe console atunci. Și aș vrea să pun și un video în care vreau să vă arăt că m-am jucat pe console cu mouse și tastatură, ceea ce a fost super, super tare. O să încerc pe cât de mult posibil să văd unde am făcut treaba asta, pentru că a fost o experiență super interesantă. Acest joc este compatibil cu mouse tastatură pe consolă. Deci dacă aveți un PS4 sau un Xbox One și aveți jocul ăsta și vreți să jucați cu mouse tastatură sau v-ați luat o consolă și nu sunteți obișnuiți să vă jucați shooter de pe controller, e bine, unele jocuri sunt compatibile cu mouse tastatură, dar puțin puteți să fie pe USB, le conectați la consolă și aia a fost. Dar noi acum o să vedem care e treaba cu Nvidia Reflex-ul ăsta. Deci văd că MS-urile de la pe GPU time și CPU time sunt destul de sincronizate și destul de mici, aș vrea să zic așa. Iar jocul se mișcă demențial de bine. 100 de frame-uri pe o placă video de 3 ani. Eu zic că e ceva destul de bine, mai ales că totuși Call of Duty, știți foarte bine, nu era chiar cel mai tron al graficii. De obicei Battlefield se ocupa de partea asta de grafică, iar COD mereu rămânea cam același băiețaș când vine vorba de grafică. Dar de când au scos, parcă, cred că de la Call of Duty Modern, de la Infinite Warfare, cred că au mai schimbat puțin stilul ăsta grafic și au schimbat puțin poate și engine-ul, încât lucrurile sunt ceva mai bune și ceva mai diferite.
Ok, e puțin gălăgios jocul, să trească să lucrăm puțin și la setări de sunet, desigur. Dar îmi place că nu mai ai alte muzici și alte prostii pe fundal, încât să auzi pașii și tot ce te interesează destul de bine. Și sincer să fiu, jocul se simte super, rulează super, ceea ce contează foarte, foarte tare. Și după cum vedeți, este și destul de smooth ca și animație, adică totuși la 100 și ceva de frame-uri de acum, eu zic că e destul de bine și chiar... Chiar tare aș vrea să, dacă să reușesc să facem un micuț upgrade anul acesta la PC, încât să încât să ne bucurăm ceva mai tare de noile tehnologii. Eu plănuiesc pe anul ăsta să facem un micuț upgrade la placa video, să trecem pe noile plăci video, să trecem pe RTX 3000, dacă o să avem noroc și dacă o să reușim să facem cumva facem rost de vreo ofertă bună sau să, cine știe, poate un deal, cum s-ar zice. O să încercăm să facem upgrade, probabil o să fac un nou PC de gaming și o să-l bine, probabil o să fie câteva componente din vechi PC de gaming combinate cu ceva componente noi, ori nu știu, o să vedem noi. Pentru că s-a anunțat și AMD cu ceva procesoare noi care vin pe 5 noiembrie, a venit și cu plăcea asta video, deși acum nu prea le găsesc să le cumpăr, dar cine știe, poate stoarcem de pe undeva să ai din afară vreo idee. Și cam asta e tot, poate facem un PC de neam acolo, să fie forță, zic eu. Pentru că PC-ul de streaming și de înregistrat va rămâne așa cum e acum, probabil pe viitor, ori cine știe, îi vom face și un micuț upgrade la acela, încât să pot să fac stream ceva mai calitativ pe Twitch. Ce drept pe Twitch să văd stream-ul ceva mai bine decât pe YouTube. Deci de-aia nu fac stream-uri pe YouTube, de-aia nu prea mă vedeți des. Și să știți că o să ne jucăm diseară, adică dacă eu postez acum vineri acest video, o să ne jucăm pe stream jocul ăsta mai mult diseară. Să vedem o țară așa cu de ce poate capul, poate face și niște build-uri de clase, că ce drept nu prea am apucat să mă distrez cu create class-ul, pentru că ce drept nu e disponibil create class-ul, cel puțin pentru mine, pentru că mi-a resetat nivelul. Dar asta nu înseamnă că nu o să avem acces la el. Ce drept, îmi place foarte tare cum se vede harta, îmi plac hărțele, sunt destul de ok, sunt destul de spațioase, nu încurajează atât de tare camping-ul pe cât aș crede. Dar acelelalte moduri unde trebuie să faci un fel de mini battleground, un fel de dominion mai upgradat. Știți voi, harta aia de, nu știu dacă am făcut video cu ea sau ceva, e o hartă de zăpadă, ce cam încurajează destul de tare campingul. Și sincer să fiu, un joc ăsta momentan, cel puțin pe console, e gravă nebunia asta cu campingul. Bă, sincer, n-am RTX, dar jocul arată super bine. Eu tare aș vrea să joc jocul ăsta cu RTX, să văd de ce e în stare și să văd cumva lucrurile mult mai bine. M-am jucat cu RTX, țineți minte că am avut un RTX 2080 Ti în teste și a fost literalmente un deliciu să mă joc cu noile tehnologii. În special, eu sunt mare nebun după tehnologia asta de la Nvidia, numită DLSS. Pentru că cu DLSS-ul, pentru care nu știu, poți să te joci jocurile astea în rezoluții mai mari. Gen, poți să te joci, să zicem, Death Stranding, te joci în 4K, dar... Nu, vrei să te joci în 4K, dar cumva n-ai vrea să ai probleme de performanță. DLSS-ul cumva face totul să arate destul de bine, să arate 4K, dar să ai performanță ca și cum te-ai juca aproape în 1080 sau chestii în genul ăsta. Adică e, credeți-mă, e o nebunie de tehnologie, un fel de AI learning care acesta se ocupă de a-ți crea ție imaginea cât mai clară și cât mai bună și să-ți oferi performanțe bune, dar în același timp să facă niște scheme acolo în spate încât să fie bine și pentru ea și să folosească de resursele pe care le are cum trebuie. Asta e un tic foarte prost pe care l-am eu acum în Call of Duty datorită Modern Warfare-ului și m-am jucat foarte mult multiplayer Modern Warfare, de aia te mai termin și Battle Pass-ul de pe ăla. E un tic nervos, de fiecare dată când fac kill dau reload, pentru că de obicei mă jucam cu arme de tipul SMG. Iar armele de tipul SMG, pentru cei care nu știu, ai tras odată, omor pe cineva, după aia nu mai ai când să mai dai, pentru că rămâi fără gloanțe, literalmente. Zdem, ăsta pot să dau să țintesc pe cineva? Can I? Ok, a deviat ținta enorm de tare, deci să am super grijă. O să dam change class după ce murim acum, vreau să intrăm și pun AR. Sincer, și îmi place LMG-ul ăsta, nu știu de ce, mi se pare destul de șmecheros el așa. Dar nu-mi place sunetul de la armă, sincer, sunetul de la armă e puțin dubios. Ce de ăsta, Call of Duty ăsta Cold War e mult mai liniștit ca și background noise, dar e concentrat pe sunetele pe care vrei tu să le auzi, gen o explozie, de unde vine pușcatul, de unde vine pasul, ceea ce este super, super bun.
Dăm pe stealth top să stau să ne se schimbă data viitoare, dacă știam că... Eu credeam că se schimbă ca în codul Modern Warfare, se schimbă în timp ce stai pe loc sau ceva. Ok, half-time, hai să vedem care-i treaba. Dar sincer, pe PC se simte super. Comparativ cum a fost Infinite Warfare, cum a fost... cred că Black Ops 4 a avut ceva probleme în performanță. Ăsta se simte destul de fenomenal de bine. Adică uite cât de fain arată, totul dat super, super tare, gen ca și... Ca și ăstea, cum le cheamă... Ca și setări, ați văzut, le-am dat toate foarte, foarte tare. Ați văzut ce bine rulează. Asta sunt complet surprins. Asta mi s-a părut iarăși o chestie ce rar o mai înțeleam în jocuri. Și îmi plac operatorii mult în ăsta. Sunt tare curios când o să vină Battle Pass-urile și toate alea, când o să le lege cu Warzone și o să fie operator de genul ăsta în Warzone și nebunii de genul ăsta. Bine, Trophy System nu prea mă atrage. Iar treaba cu Score Streak-ul... Sincer, îmi place Score Streak-ul, ce obțin în BO2, îmi plăcea mult Score Streak-ul, dar acum cumva parcă jucând foarte mult cu Kill Streak-uri în Modern Warfare, parcă nu mai sunt așa de atras de Score Streak-uri. We're in the lead. My god, a sărit unul după altul, erau 3, erau 2 sus și unul care coboruse. Vreau să fac un loadout, că voiam să mă joc cu arma aia, îmi plăcea mie foarte tare, un LMG pe care îl tunasem eu puțin. Vedeți cumva... Ce puțin cu celelalte căști de la GBL pe care l-am prezentat, aveam un auz ceva mai mișto în jocul ăsta. Ce puțin pe consolă auzeam pașii super, super bine, cumva se auzea super clar acolo. Cu ăstea parcă am unele că dificultăți în a asculta destul de bine din dinamicul. Dar să știți că sunetul este de 100 de ori mai bun față ce e în Modern Warfare. Ceea ce e o bunătățire, pentru că foarte mulți se plângeau de sunetul care nu era foarte precis în Modern Warfare, de felul cum nu auzeai pașii și toate alea. Aici cumva cam auzi mai mulți pași decât crezi că ai nevoie. Oh god. Holy shit. Îmi place că au păstrat slide-ul. Sincer, dacă e o mecanică care îmi place că au păsat-o, e slide-ul. Cumva n-a pus să dau mai mult decât un singur score streak de ăsta pe match, ceea ce e puțin dubios. Bine, ce de nici pe consolă, când pe ISS niște mici de alea forță, nu dăduse mai mult de 2-3 score streak-uri. Dar îmi place că primim o tonă de puncte pe treaba asta, ceea ce e super, super bine. Dar unde-i băiețașul meu care văd că stă aici, a? Da, au scos acel super sprint pe care l-aveam noi în Modern Warfare. Într-un fel îmi place, pentru că nu mai ajung să mă omor dând acel super sprint. Și îmi place că acum dacă arunci o grenadă poți să și tragi în același timp. Adică vedeți, cumva e o țintă precisă pe care poți să o dai și să te duci direct pe băiatul tău și n-ai niciun stres. Poți să vezi de aruncatul letalii sau tactical lui. Și încă o chestie, nu știu dacă ați observat, inamicii au niște bări de HP, cât să știi dacă ai dat destul damage sau ce-ți voi, să calculezi cumva mai ok dacă crezi că e bine să mai pușezi sau nu. Pentru că de foarte multe ori zici că dai damage în el, ți se înregistrează hit-ul, dar cumva nu i-ai dat niciun pic de damage. Iar acum vezi exact dacă dai sau nu dai damage cum trebuie. Ok, cineva acolo, ok, era stânga, ok, n-am fost eu. A fost eu extrem de precis pe treaba asta, boys. Cred că asta o să câștigăm, nu știu. Suntem bine? Oh, suntem super bine. Suntem cu 16 puncte în plus. Cred că trebuie să fi luat bomba, dar n-am bomba de pus pe jos. Asta e foarte nașpa. Oh, I see him. Dar îmi place cât de responsive e jocul. Adică apăs și simt că am apăsat în momentul ăla. Nu simt că am vrut delay, nu simt că durează ceva până se activează ceea ce vreau eu să dau. Îmi place că e destul de snappy pe partea asta și cumva reușește foarte bine să păstreze un timp destul de instant decât ceva foarte delayed. Și după că se vede sus acolo CPU time și toate alea destul de mici. Acum nu știu, nu mă pricep exact stats-urile alea, dacă e neapărat super, super bine. Am putea dezactiva setarea aia să vedem exact ce efect are. Pentru că aș putea să mă duc aici să dezactivăm acel reflex. Hai să dezactivăm reflexul ăsta și să vedem dacă acele timere o să crească. Deși nu știu, nu prea simt încă momentan o chestie, probabil bine. Nu știu, sunt chiar persoana care ar trebui să observe vreo diferență, ținând cont că nu sunt un pro player de așa ceva.
Adică aș fi fost probabil pro player și aș folosi chestia asta, cumva aș simți diferența și probabil dacă aș m-a jucat mai mult de 60 de bine, de fapt că acum mă joc mai mult, da, de mai mult de 100 de frame-uri, probabil că aș simți diferența asta destul de bine. Mi se pare că este o setare pentru cei care au monitoare de 240, care au, se joacă rezoluții de, pe rezoluții de viață și care sunt pro player în general. Adică vă dați seama că asta e ceva ce clar e destinată pentru e-sports, nu pentru gărgăuni așa ca mine, probabil. Dar e o setare faină și e bine că există așa ceva. Mamă, ce fain a fost asta, ați văzut? Ok, și acum țam, pam, pam, pam. Nu prea am dat-o, e prea grozav, dar să zicem că o să-i lovesc pe băieții mei acolo, ia zi, ia zic, și un spy plane. A făcut și două kill-uri foarte frumos cu artileria aia. Ce dreptate, trebuie să mai balanceze puțin sunetele. Cumva sunetul e puțin cam aiurea pe partea asta de balans între voce și muzică și nu prea muzică și toată aia și eu nu mai am ammo și v-am să iau. Hai că am făcut și victorie, boys. Eu zic că am jucat destul de bine. Suntem pe primul loc la noi în echipă. Avem damage-ul dat, avem obiectivele luate, avem tot ce contează. Dar aș vrea să văd, uite, aveam 23 de kill-uri, 15 death-uri, 9 obiective. Eu zic că suntem super bine. Eu zic că am jucat exact cum trebuie, best play n-am fost noi. A fost inamicul care ne-a rupt atunci, nu știu, mi-a aduc aminte când ne-a rupt. Dar a fost, eu zic că a fost un meci super bun și sper că v-a plăcut și vouă. Adică sper că n-a fost plictisitor, sper că ceea ce v-am povestit în acest video să fie de interes pentru voi și, I don't know, poate mai facem și voi câteva videouri, că ce drept, fiți atenți că o chestie destul de interesantă, nu știu dacă v-am spus în video ăsta, dacă am apucat să zic sau nu, cred că am fi uitat. În weekend, gen de sâmbătă și duminică, puteți să jucați gratis cu toți acest open beta, să vedeți și voi dacă vă place sau nu. Dar mai bun, cam asta pentru acest video, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și noi o să ne auzim cel mai probabil data viitoare, când probabil o să facem și un video cu loadout-urile, să vedem așa ce este disponibil în beta ca și arme. Aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!